Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Taine Înțelepciunii. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare miercuri ne întâlnim pe la ora 5 jumătate pentru a discuta timp de, de o oră despre metafizica chineză, despre cum este în general săptămâna, însă, fiind la început de lună martie, dedicăm această ediție lunii martie, sau mai exact, lunii ieporului de metal, In care va începe pe data de 5 martie la ora 11.33 și va ține până pe data de 4 aprilie. Practic, avem o bucată de martie, cea mai mare parte din luna martie și o bucățică de 4 zile din luna aprilie. Este adevărat, este din punct de vedere al calendarului chinezesc, deci mergem pe ideea de metafizică chineză, care, așa cum v-am mai spus, conține foarte multe elemente. Pe lângă astrologia despre care am discutat în general, Feng Shui despre care discutăm în general, acupunctură. Avem foarte mulți oameni specialiști în, chiar inclusiv în echipa noastră de la 6TV, care sunt adepți acestei arte a vindecării. Și așa mai departe. E adevărat, această umbrelă mare care se numește metafizica chineză conține foarte multe elemente, foarte multe spire care ajută omul să se dezvolte. Dar să nu mai lungim povestea și să vedem ce ne așteaptă în această lună a iepului de metal in, adică mare parte din martie. În primul și în primul rând, o să vedem o imagine care reprezintă momentul de naștere al acestei luni adică din punct de vedere al celor patru coloane ale destinului sau bață, cum arată această zi de naștere, adică ora 11.33, data de 5 luna martie 2016. De ce ne interesează această imagine? Eu trebuie să vedem cum arată, în ce zi s-a născut, și este vorba de o zi de foc Yang, un foc yang puternic, pentru că este vorba de primăvară. Uh, primăvara știm, domină elementul lemn. Uh, este adevărat, uh, apare elementul de bunăstare, adică elementul care ține de metal, pentru că focul controlează metalul și atunci acesta este elementul său de bunăstare. Este adevărat, o să și cam dorim să afișăm bunăstarea, nu doar să o și facem. De asemenea, ceea ce este foarte important, lipsește cu desăvârșire apa. Nu avem acest element. E adevărat, avem elementul pământ, nu este niciun fel de problemă, însă apa lipsește cu desăvârșire. Cu alte cuvinte, elementele care, zodiile care reprezintă apa, adică șobolanul, respectiv mistrețul, vor putea să echilibreze mult mai bine. Deși nu au o lună extraordinar de bună, Uh, și aici vorbim în special de mistreți, ei totuși se pot echilibra și pot avea mai multă energie decât restul. Uh, de asemenea, copiii se vor înțelege ceva mai bine cu părinții, nu vor exista atât de multe conflicte, din contră, se vor ajuta unii pe alții și atunci va exista ceva mai multă armonie. Inclusiv, se poate începe prin a dărui acele mărțișoare frumoase sau cadouri de uh, o martie mamelor. Uh, din păcate, Uh, lipsește elementul de control al lunii, adică dacă este o zi de foc, Yang, care este foarte greu de controlat în general vorbind, pentru că reprezintă soarele, lipsește apa care este elementul de control. Cu alte cuvinte, avem un foc foarte puternic care nu poate fi controlat, ceea ce poate crea destul de multe uh, acțiuni controversate, uh, acțiuni care să fie mai mult uh, confruntări, pentru că inclusiv elementele din piloni arată acest conflict sau aceste ciocniri. Între metal și foc în pilonul anului, între metal și lemn în pilonul lunii și uh, între, uh, în oră avem între foc și lemn, deoarece focul distruge lemnul. Doar ziua este foarte bună, focul creând mai mult pământ, aducând stabilitate, însă pot apărea probleme atunci când vine vorba de ciocniri între oameni. Cu alte cuvinte, este o lună în care ar fi foarte bine să fim ceva mai diplomați și să avem grijă cum comunicăm cu lumea din jurul nostru. Foarte mare atenție la oamenii care ne oferă sfaturi dintre prieteni, dintre cunoștințe, deoarece acestea nu sunt tot timpul cele mai bune sau neapărat că sunt făcute cu rea intenție, deși este posibil să se întâmple acest lucru, pot fi făcute doar de dragul de a ajuta, însă calitatea sfatului să nu fie foarte bună, acele sfaturi false sau care să ne inducă și mai mult în eroare. Partea foarte bună este că în centru casei vine steaua cu numărul 1, steaua victoriei, ceea ce înseamnă că marea majoritate a zodilor pot să îndeplinească tot ceea ce își propun. Contează foarte mult dispoziția lor de a face acest lucru. Dar e ce o să vedem? Zodiile care sunt în partea de vest și sud nu sunt atât de bine aspectate și nu vor avea acea dorință de a se autodepăși în această lună, ceea ce nu este deloc un lucru bun, poate crea probleme, însă au un potențial foarte mare, au oportunități care bat la ușă. Ei trebuie doar să treacă peste condiția lunii în care se află. Fie că este vorba de probleme de sănătate, fie că este vorba de uh, irașibilitatea care este adusă de steaua cu numărul 3 sau noțiunea de trădări care se întâmplă în jurul lor, ei trebuie să treacă peste și să se echilibreze oarecum din interior. Din punct de vedere al industriilor, Transporturile și logistica sunt foarte bine aspectate, deși lipsește elementul apă, aceste, transport, aceste industrie trebuie să se folosească de acest element neapărat. Curieratul, turismul, știința și comerțul cu lichide nu vor avea parte neapărat de o explozie, adică nu va, în știință cel puțin, nu vor apărea eventual descoperiri mult prea mari sau dacă vor apărea nu vor fi primite ca atare, Însă, dacă se folosesc de elementul apă, adică inclusiv să oamenii care lucrează în acest domeniu să bea mai multă apă sau să folosească elementul apă în publicitate sau în lucruri care țin de acest gen, atunci vor avea mult mai mult succes. De asemenea, tot ce ține de vânzările imobiliare foarte bine o să, să fie din ce în ce mai apreciate și vor putea obține un profit destul de bun. Materiale de construcții, doctorii, din păcate, vor fi puși la treabă în această lună ceva mai puternic și în domeniul asigurărilor. Din punct de vedere al sănătății, trebuie să avem grijă la inimă, ochi și, în general, ficatul, picioarele, brațele, deci tot ce ține de oase, venele și arterele pot apărea probleme în aceste zone ale corpului. Mare, mare atenție, mai ales cei vârstnici la inimă, iar toată lumea la picioare, brațe, că de ce pot apărea fracturi. Asta a fost tema generală. O să trecem acum să vedem fiecare zodie în parte. Și așa cum v-am învățat, noi începem invers, mai întâi cu mistrețul, deoarece uh, sunt lăsați cam ultimii și uh, nu se spune prea multe despre ei. În sfârșit, trecem așa, mistrețul sau porcul. Deși nu ne place mai mult prima variantă, e mai diplomată. Energia și entuziasmul pot fi la pământ. În plus, energia certurilor vine și se combină cu o lună care nu prea uh, aduce prea multă sănătate, deoarece steaua bolilor vine deasupra lor în această lună. Cei care au uh, 45 de ani, care împlinesc 45 de ani anul acesta, mare atenție la sănătate, orice fel de simptom trebuie verificat la medicul de familie. Randamentul la muncă va suferi destul de mult, ceea ce poate crea o problemă. Dacă vedeți că apare un stres mult prea mare sau oboseala devină cronică, încercați să luați câteva zile de concediu sau concediu medical, Doamne ferește, pentru a vă relaxa, pentru a vă detașa. Aveți nevoie de acest lucru. Momente dedicate dumneavoastră. De asemenea, mare atenție la somn și contează foarte mult de la perna pe care o folosiți, la salteaua pe care o folosiți și la ce alte tabieturi aveți înainte de somn. Cu mâncarea, să nu uităm la televizor cu jumătate de oră înainte de a dormi, ca să avem un somn odihnitor. Contează foarte mult. De asemenea, este bine de a avut vulul în apropierea patului pentru a preveni orice fel de problemă de sănătate sau să purtați acel bud al medicinii de culoare albastră. Cei care au afaceri să nu se aștepte la o lună extraordinară atunci când vine vorba de profit. Va, vor exista bani, dar nu va fi ceva extraordinar care să impresioneze. Acel plus vor fi pe plus, dar acel plus va fi unul destul de mic. Studenții uh, nu prea vor avea uh, chef de învățătură uh, și mai mult se vor axa pe a învăța în clasă sau la ore ceea ce într-un fel este un lucru bun, însă nu vor dori să repete prea mult atunci când ajung acasă și chiar pot intra în polemici cu profesorii, ceea ce poate crea destul de mult disconfort. Cei care sunt singuri se vor distra, deoarece pot atrage mai multe persoane interesante. Însă nu va fi ceva de durată și nu veți intra într-o relație de lungă durată în această lună, este mai bine să mai lăsați să mai treacă cei căsătoriți vor comunica ceva mai bine și se vor redescoperi, ceea ce este un lucru foarte bun pentru amistreți, deoarece în general anul nu este unul foarte bun atunci când vine vorba de relațiile de cuplu, dar vedem că luna martie este acolo un um, răgaz, o lună foarte bună atunci când vine vorba de comunicare, de um, încredere, de creșterea încrederii în partener. Trecem la următoarea zodie, la câine, care se află tot în sectorul de nord-vest, deci este și el afectat de steaua cu numărul 2. A, aveți planuri, sunt foarte bune, sunt minunate, dar se vor materializa foarte greu în această lună. Concentrați-vă mai bine pe propriile abilități și încercați să le dezvoltați. A, până luna viitoare, vedeți cum vă puteți improviza, cum puteți lucra la dumneavoastră ca să fiți mai bun. În ceea ce faceți. Deoarece, începând cu luna viitoare, s-ar putea să apară niște oportunități, niște schimbări la job care vă vor determina să fiți, să acționați și să puneți în practică acele abilități la care ați lucrat acum. Trebuie să aveți parte și dumneavoastră de pauze de relaxare, care sunt benefice în această lună, deoarece stresul și munca susținută. Um, veți simți mult mai puternic aceste efecte negative. Cei care sunt în sfera politicului sau în poziții foarte înalte este posibil să piardă din reputație în, din cauza unor bârfe sau unor secrete care ies la iveală. Cu alte cuvinte aveți foarte mare atenție și eventual puteți să vă folosiți de acel cocoș împotriva bârfelor la birou. Este bine să țineți capul jos, să vă aplecați atunci când vine furtuna, fiți precum trestia, nu precum stejarul, deoarece totul este trecător, este pur și simplu o lună dificilă. Asta trebuie să înțelegeți, nu trebuie să vă panicați, nu trebuie să vă supărați sau să ziceți că gata, mi s-au necat toate bine. Este o lună dificilă. Luna următoare va fi ceva mai bună, chiar mult mai bună decât luna aceasta. Deci, capul sus, din punct de vedere energetic, lăsați să treacă furtuna și după aia mergeți mai departe cu mult, mult bine. De asemenea, studenții, mare atenție la sport și la sporturi extreme. Celor care le place așa ceva pot apărea mici accidente sau chiar ceva mai grave și atunci pot să apară probleme pentru că, vedem, lemnul nu este bine aspectat în acest, în această lună, și pot să apară accidente la nivelul picioarelor sau brațelor. Din punct de vedere al dragostei, câinii stau ceva mai bine, dar mai ales doamnele, femeile. Cei care sunt singuri vor fi foarte pretențioși atunci când vine vorba de a începe o nouă relație cu cineva. Ceea ce, într-un fel, este un lucru bun, pentru că vor ține deoparte elementele mai puțin benefice. Trecem la cocoș. Cocoșul care se află în opoziție față de uh, iepure și atunci nu este atât de bine aspectat. Uh, luna aceasta, din păcate, sunt afectați de problema certurilor și a problemelor legale. Stau cu numărul 3, vine deasupra lor. Este adevărat, uh, vor avea un temperament mai coleric, și ar trebui să-l tempereze, să-l controleze. Foarte mare atenție, deoarece acest, această lună vă va arăta cam cum va fi următorul an pentru dumneavoastră. E adevărat, este important și în funcție de cei 24 de munți, de alte stele, dar uh, mare, mare atenție uh, pentru dumneavoastră, deoarece pot să apară probleme. Uh, chiar dacă sunteți nevinovat într-o ceartă, într-o polemică, într-o discuție în contradictoriu, s-ar putea să ieșiți într-un mod negativ din cauză că încercați să vă impuneți punctul de vedere. Luna aceasta este bine să nu intrați în astfel de discuții la job, pentru că pot să apară în anumite, anumiți factori negativi care să zică că persoana aceasta este foarte arogantă, dar ce vrea tot timpul să-și impună punctul de vedere practic. Colegii dumneavoastră vă vor vedea într-un mod fals, colegi subalterni sau superiori, depinde de ce poziție vă aflați în organigramă. Este mai bine să lucrați singur, pentru că astfel conflictul va fi redus foarte mult. De asemenea, apare o competiție de foarte puternică care vă cam va, va cam da de furcă, ceea ce nu este un lucru foarte bun și atunci pot să apară destul de multe probleme. Din nou dacă nu dăm curs provocărilor profesionale, cu alte cuvinte, înțepăturilor de la birou, o să fiți mult mai bine văzut decât trei superiorii dumneavoastră și atunci veți fi chiar pe plus în această lună. Este bine să nu, face, să nu luați decizii importante sau să nu faceți schimbări majore în plan profesional sau personal. Mai bine amânați încă o lună sau două atunci este mai bine să faceți o mutare mare. Studenții este la fel de bine să lucreze singuri pentru că pot avea probleme cu colegii sau profesorilor. Cei care sunt căsătoriți se vor certa din lucruri minore, mărunte, care, știți, acea uh, sintagmă a face din țărțar, armăsar, cam așa va fi pentru cei căsătoriți din uh, zodia cocoșului. Cei care sunt singuri este mai bine să rămână așa și să mediteze un pic la ce înseamnă să fie ei cu ei. De ce nu este obligatoriu să fie într-o relație? Și ce înseamnă acest lucru pentru ei? Ce înseamnă să te gândești mai mult la tine decât la celălalt? E adevărat, poate să sună un pic cam egoist, însă există oameni care pot suferi în această cauză negândindu-se sau nepunându-se pe ei pe primul loc inclusiv la elemente care țin de bază. Trecem la uh, maimuță. Eventual, pentru cocoși, să nu uităm, uh, putem să le recomandăm să poarte cât mai mult roșu în această lună și acele trei mere roșii se pot pune în sectorul de vest sau în buda fericit. Maimuța, din păcate, a început... Din păcate, luna aceasta nu este o lună foarte bună. Uh, a început foarte bine anul în forță, însă luna aceasta este un moment de cădere oarecum. A, pot apărea trădări din partea unor prieteni și nativul mai mult să va învăța să deosebească adevărații prieteni de cei falși. A, sunt foarte inteligenți și astfel nu vor fi afectați chiar atât de rău de aceste schimbări. Va fi o lună în care descoperă foarte multe despre oamenii din jurul lor oameni care îi sunt prieteni, care nu sunt prieteni, să nu folosim chiar cuvântul dușmani, lume care zâmbește fals sau care face promisiuni, dar niciodată nu le vor ține. Practic, vor descoperi și vor învăța să identifice aceste persoane. Însă, lecția se va învăța cu greu, pentru că nu este un aspect pozitiv. Mare așteptări de la dumneavoastră la muncă, din partea superioră, în ceea ce, într-un fel, este bine, pentru că acest lucru vă poate motiva să îl uh, munciți mai mult, să fiți mai buni, însă poate să fie și un element negativ. Pentru că dacă dumneavoastră nu vă veți mobiliza, fiind impresionat într-un mod negativ de aceste trădări și probleme din viața dumneavoastră, să nu ajungeți să nu. Uh, practic să nu aduceți acel produs, să nu fiți conform așteptărilor superiorul dumneavoastră și atunci să apară probleme. Uh, nu cheltuiți atât de mult luna aceasta, deși veți fi tentați să faceți investiții foarte mari, eventual împrumuturi. Încercați să mai amânați. Nu este un moment foarte bun pentru a face astfel de lucruri. Uh, foarte mare atenție la încredere și în cui acordați această încredere, deoarece în luna aceasta pot veni oameni care să vă spună, uite, am găsit o metodă miraculoasă din care am făcut bani foarte repede. Nu este un lucru foarte bun. Verificați de o mie de ori sursa, eventual, din mai multe părți. Uh, studenții își pierd încrederea în sine, ceea ce pot, uh, poate determina o cădere nervoasă foarte ușoară de la orice fel de comentariu negativ care vine din partea colegilor sau chiar din partea profesorilor, ceea ce nu este un lucru, uh, nu este un lucru bun. Cei care sunt căsătoriți devin foarte ușor geloși luna aceasta, bănuitori și dacă vor sări calul, sau mai bine zis maimuța, atunci vor avea mari probleme în căsnicie, deoarece aceste bănuieli s-ar putea să nu fie fondate. Și atunci partenerul se va simți lezat. Cei care sunt siguri, la fel, mai bine așteptați luna viitoare pentru a face o schimbare mare în viața dumneavoastră. Și următoarea zodie ajungem la oaie sau capră. Deși la fel, din punct de vedere diplomatic, mai frumos sună oaie. La fel, locuiește și a tot în sud-vest și atunci va împărți această energie negativă a lui 7, steaua trădării în acest an sau steaua furturilor și accidentelor. Nu este nici așa o lună foarte bună pentru ea. Scutul energetic este la un nivel scăzut, din păcate, și atunci poate fi mult mai ușor influențată de către factori externi. Încercați să vă detașați de orice fel de situație negativă sau de oamenii care nu vă sunt prieteni. Aceste persoane sau aceste situații nu vă privesc, nu sunt atât de importante, nu vă lăsați impresionați de către aceștia. Dacă nu se pot apăra, pot apăra pierderi materiale, obstacole și chiar dezamăgiri profunde, ceea ce pot duce către o depresie dacă nativul nu este atât de bine echilibrat în interior. Policile de birou devin destul de pregnante, se pot simți foarte puternic și un coleg este posibil să vă trădeze, să meargă pe la spatele dumneavoastră și să anunțe eventual șeful de o anumită neregulă pe care dumneavoastră s-ar fi putut să o faceți. Nu este neapărat adevărat. Nu intrați în competiție, conflicte sau nu creați tensiune la locul de muncă, pentru că acest lucru se va multiplica destul de repede și o vei scăpa din mână. Oaia așa este diplomată și va trebui să folosească acest lucru din plin. Etica și diplomația, după cum spuneam, vor fi necesare în luna aceasta și slavă Domnului Oaia se poate juca foarte ușor cu aceste două noții. Pentru cei care sunt uh, studenți, adică cei care învață, nu intrați în polemică cu profesorii dumneavoastră. Pot apărea destul de multe uh, scântei și așa cu colegii dumneavoastră de clasă uh, sau uh, de oră, uh, însă uh, veți avea tendința de a intra în discuții în contradictorii cu profesorii dumneavoastră, ceea ce poate crea la fel tensiune destul de mare și de obicei elevul iese în pierdere pentru că ori profesorul nu vrea să accepte că a greșit și atunci trântește o notă corespunzătoare, ori uh, elevul are impresia că are dreptate și atunci profesorul încearcă să explice, dar elevul nu vrea să reacționeze sau nu vrea să accepte acest adevăr. La fel, încă o dată, pot, se poate crea o tensiune care nu este bună pentru dumneavoastră, pentru nativi UI. Din punct de vedere al dragostei, la fel, nu este prea bine aspectat. Cei care sunt singuri, la fel, mai bine să rămâneți așa în colună, pentru că nu este un moment prielnic pentru dumneavoastră, iar cei căsătorit, căsătorit, încercați să nu vă enervați, să nu vă sară țandra, cum se spune. Uh, nu este important că soțul, partenerul, a lăsat vasele nespălate. Nu este un capăt de țară sau că soția a uitat să închidă sau a cheltuit prea mulți bani sau ceva de genul. Încercați să uh, nu vă implicați, să vă detașați, să lăsați totul să treacă pe lângă dumneavoastră. Ea este adevărat. Dacă este un lucru grav, atunci este bine să comunicați într-un mod asertiv, adică nu să scoateți ochii cerul, ci într-un mod în care să fie o discuție constructivă. Este foarte important mai ales într-un mariaj în care pot să apară foarte multe probleme foarte multe gelozii neîncrederi și așa mai departe. Dar este foarte important mai ales în această lună fie că este vorba de el sau de ea nativul oaie trebuie să fie diplomat. De asemenea tot ce am spus la acest nativ oaie se aplică și pentru mamele noastre în general. Uh, nu sunt atât de bine aspectate, nici, tații, nici părinții nu sunt atât de bine aspectați, de aceea au nevoie de ajutorul copiilor. Lucru pe care l am spus la începutul emisiunii, că se va crea o legătură destul de puternică între părinți și copii. Acum depinde foarte mult dacă copiii sunt dispuși să ajute părinții în aceste momente ceva mai, mai grele, mai tensionate, mai de limit, am putea spune, în anumite familii. Poate se va întâmpla, poate nu. Totul ține de fiecare uh, caz în parte. Cu, cu această idee uh, o să intrăm într-o scurtă pauză publicitară și astfel aveți câteva minute să meditați la acest lucru. Până atunci, rămâneți pe 6TV, după cum vedeți, urmează lucruri foarte interesante. bine ați revenit, dragi prieteni, după această scurtă pauză publicitară. Deci, ați meditat un pic așa la ideea asta de cum putem noi să comunicăm cu copiii noștri astfel încât în momentele acestea, care vor fi mai dificile în această lună martie și un pic din aprilie, în luna iepului de metal, cum putem să discutăm cu ei, să comunicăm cu ei, să apelăm la ajutorul lor fie că este vorba de un sfat, fie că este vorba de un ajutor fizic, este important să faceți acest lucru în această lună. Călcați-vă pe mândrie, călcați-vă pe orice fel de ego care vă împiedică să faceți acest lucru. Foarte multe probleme, mai ales pentru zodiile uh, despre care am vorbit până acum, de la mistres până la oaie, se pot rezolva cu ajutorul copiilor. Este foarte important, da? Bun. Uh, trecem mai departe la următoarea zodie pentru că timpul ne presează ca de fiecare dată calul. Calul este ultima în zodie aspectată destul de prost. Uh, în toate zonele din viața lui este foarte bine ca acest nativ să nu ia decizii importante, doar acestea cu numărul 5 vine deasupra lui și creează destul de multe probleme chiar dacă nu este o combinație foarte bună, nu trebuie să disperați. Repetăm, este doar ceva temporar. Este doar pentru o lună. În funcție de cum reacționați dumneavoastră și primind această informație, că este bine sau nu, dumneavoastră puteți să vă schimbați destinul, în oarecare măsură. Nu trebuie să ziceți, a, gata, luna aceasta este groaznic, stau frumos în colțul meu și nu mai rezolv nimic. Nu. Este foarte important să primiți această informație, să o digerați și să luați niște decizii. Atunci când, primi, când aveți un obstacol, conștientizez că este energia lunii, trec peste el. Găsesc o metodă din interior. Toate răspunsurile noastre se află în interior, la orice fel de problemă. De asemenea, nu faceți schimbări în carieră. Deși s-ar putea să apară niște oportunități foarte interesante de a schimba locul de muncă, mai bine nu faceți nicio fel de schimbare majoră. De asemenea, apelați la gândirea pozitivă. Funcționează și funcționează foarte bine. Nu încercați să impresionați șefii dumneavoastră. O să vă gândiți că așa o să, se, o să fie mai bine, o să vă placă mai mult. Nu. Nu veți reuși, ci din contră, s-ar putea să dezvolte încetul cu încetul o antipatie față de dumneavoastră. Evitați pe cât mai mult oamenii deoarece, mai ales oamenii care sunt triști, care nici ei nu au parte de atât de mult noroc, oameni cu o energie negativă destul de puternică, deoarece veți fi foarte ușor de influențat, de impresionat. Și atunci veți fi mult mai atras sau să încercați să-i ajutați pe ei și să uitați că trebuie să vă ajute și pe dumneavoastră, în speță dumneavoastră. Și atunci căluțul o să aibă niște probleme atunci când vine vorba de Cheltuirea energiei, care și așa nu este foarte mare luna aceasta. A, lucrurile trebuie să fie cât mai simple. Pe același principiu, în orice fel de sistem, dacă menții totul simplu și nu complici în mod abuziv acest lucru, lucrurile se rezolvă de la sine. Sau ceea ce vrei să transmiți ca și mesaj ajunge mult mai repede în sufletul oamenilor. Deci. Nativicai trebuie să păstreze lucrurile cât mai simplu, să nu despice firul în 14, 16, 24, cât ori vrei. Deoarece pot să apară probleme din la fel cheltuirea energiei, lucruri de care au nevoie foarte mult în acest an. În această lună, mă scuzați. Nu schimbați nimic nici în casa dumneavoastră. La fel, revenim, nu luați decizii importante și foarte mare atenție la investițiile riscante. Deoarece, la fel, pot apărea niște oameni care să vă ofere oportunitatea vieții dumneavoastră. Încercați să nu investiți prea mult, deoarece vor avea, veți avea parte și de pierderi. Uh, studenții, vor învăța destul de mult, vor depune destul de mult efort pentru a obține un rezultat bun. Din punct de vedere al celor care se află într-un cuplu, vor apărea neînțelegeri. În această cauză trebuie să fiți cât mai calm, cât mai înțelegător, cu o minte cât mai deschisă și să încercați acest duș rece sau această furtună să lăsați să treacă pe lângă dumneavoastră și să nu vă afecteze. Este pur și simplu, sau dacă sunteți căsătorit cu o persoană cal, este foarte important să fiți atenți atunci când vine vorba de cum comunicați cu partenerul dumneavoastră. Cei care sunt singuri sunt sau într-o relație nouă se vor confrunta cu ego-ul lor, care va fi ego-ul mândriei, ego-ul mâniei, ego-ul fricii, care va fi destul de puternic în această lună. Și atunci vor apărea probleme. Trecem la următoarea zodie, la șarpe. Șarpele, în sfârșit, intrăm în domeniul celor care o duc foarte bine din acest punct de vedere. Șarpele, dragonul, chiar și iepurașul, o duc ceva mai bine și sunt destul de bine aspectați. Ei bine, șarpele, pe lângă steaua anuală a Victorii avem parte și de steaua multiplicării sau a norocului viitor. Practic este foarte bine aspectat din acest punct de vedere și de acum încolo spunem cam mai de bine. A, luna trecută s-au adunat mai multe oportunități, poate că n-a avut energia necesară să le acceseze. Ei bine, acum se pot îndeplini, se pot manifesta în planul fizic, ceea ce este un lucru foarte important pentru acești nativi. Succes, prosperitate, randament ridicat atunci când vine vorba de muncă vor avea parte de foarte multe oportunități care vor avea un rezultat rapid, pe moment. Pentru că această stea 1 a victoriei, nu lasă să uh, se tergiveseze foarte mult aceste evenimente, ci vrea totul să se rezolve rapid acum. Uh, foarte multă muncă, ceea ce îi convine foarte mult, iar rezultatele vor fi vizibile și va avea parte de un profit destul de mare. Uh, vor învăța din nou ce înseamnă multitasking să facă mai multe lucruri deodată, deoarece vor avea un program atât de plin încât nu vor mai avea timp să mai se și respire și vor trebui să învețe să facă din nou acest lucru. Nu va fi o lună liniștită și veți fi ajutat de către colegi dacă le cereți acest lucru. Este foarte important să comunicați cu cei din jurul dumneavoastră și atunci când aveți nevoie să învățați, să mai dați din lucrurile care trebuie să le faceți voi și altora. Pot apărea promovări, chiar un, să acceseze un post de manager, ceea ce va determina și mai multă muncă și mai multă responsabilitate. Studenții se vor concentra foarte mult atunci când vine vorba de învățare și chiar vor fi interesați de activități extrașcolare care vor dar care vor avea tot legătură cu domeniul învățăturii sau cu ceea ce îi pasionează ei pe ei. Ceea ce este un lucru foarte bun, deoarece în acești nativi șarpe, în această lună se vor gândi foarte mult la muncă, și la ce poate să-i facă pe ei să fie mai buni. Ce abilități, ce competențe pot accesa prin diferite activități să devină și mai buni, să ajungă la un nivel ridicat. Cei care sunt singuri vor avea parte de o relație de scurtă durată, dacă doresc acest lucru, ceea ce va ajuta foarte mult nativul, deoarece se va simți ceva mai bine. O relație de lungă durată se va putea realiza numai dacă partenerul este ales într-un mod corect. Adică să satisfacă nativul din toate punctele de vedere și emoțional și din punct de vedere al capacității mentale și așa mai departe. Nativul dragon, cel care și el stăpânește sectorul de sud-est împreună cu șarpele, dar o felie ceva mai încolo, sud-est 1. Și el este uh, Influențat de către această stea cu numărul 9 a multiplicării, practic la fel, zi se pot îndeplini foarte multe lucruri din ceea ce și-a propus el de luna trecută sau chiar din ianuarie din anul trecut chinezesc. Succes au parte de foarte mult succes și însă au o singură problemă. Reacționează impulsiv. Reacționează Uh, și doresc ca totul să fie făcut într-un mod rapid, pe principiul nu ieri, azi. Uh, pardon, nu azi ieri sau alalte, să fie deja totul gata, ceea ce îi va determina să ia niște decizii mai puțin bune, ceea ce nu este un lucru foarte bun pentru acești nativi, și din această cauză pot să apară niște probleme destul de mari trebuie să fie cât mai ordonat să, rezolv, să rezolve totul în timpul în care este dat. Nu să grăbească sau să încetinească acest proces. Totul trebuie făcut la momentul cel mai bun. Ceea ce pentru ei este foarte greu de realizat. Uh, trebuie să fie cât mai ordonați. Să organizeze timpul într-un mod eficient. Adică, este adevărat, este foarte important să și muncească, dar trebuie să aloci un timp și familiei sau să aloci un timp pentru sine, pentru dezvoltarea sa și pentru relaxare. Uh, superiorii îi vor avea subvizor și vor simți această presiune destul de puternic, însă vor ieși învingători și chiar vor fi propuși pentru promovare. Va trebui să învețe lucruri noi, chiar este bine să cear ajutorul celor care sunt mai experimentați uh, și să rezolve anumite probleme care pot să ivească anumite obstacole la locul de muncă. Studenții uh, sunt prea sociabili și nu le prea arde de învățătură. Ceea ce nu este un lucru foarte bun pentru că pot apărea lacune, pot ap uh, iar examenele care le vor da, la fel nu vor avea un rezultat prea bun. Dar s-ar putea una viitoare să-și revizuiască acest comportament. La fel, repetăm, este totuși vorba de o singură lună. Nu trebuie să disperăm atunci când e vorba de ceva negativ, dar nici să ne bucurăm prea mult atunci când e vorba de un aspect pozitiv. Deoarece luna următoare poate să vină cu un lucru negativ, mai sau mai puțin bun. Dragostea se intensifică ca și sentiment inclusiv cei singuri, vor avea tentația de, sau tendința de a-și exprima sentimentele, trăirile, gândurile atunci când vine vorba de un potențial partener. Lucru care pentru Dragon este un lucru normal, însă acum apar că apare o conexiune sau o legătură mult mai profundă, mult mai puternică cu celălalt și va avea tot timpul tendința de a exprima această legătură în scris, în vorbă, în cântec, în fiecare cum poate. Deci la următoare, următoarea, zodie, zodia iepurelui. Iepurele se simte foarte bine deoarece poate considera această lună una dintre cele mai bune din an. Este foarte important să se implice în tot ceea ce le place lor, proiectele pe care vor să le dezvolte, să fie unele în care au încredere, deoarece vor avea parte de succes. Și de ce spunem acest lucru? Anual avem steaua cu numărul 9, steaua multiplicării. Ei bine, în luna martie vine steaua cu numărul 8, steaua abundenței. Ceea ce este un lucru extraordinar. Pe principiul acesta primesc 5 steluțe atunci când vine vorba de noroc. Este important să facă planuri cât mai mari cu un viitor realizabil, atenție, adică nu mă apuc de un proiect sau stabilesc un target pentru această lună care să zicem că nu este este imposibil de refăcut uh, trebuie să ne gândim totuși la forțele noastre deși oportunitățile sunt destul de puternice și energia este destul de mare ca și nivel și astfel puteți accesați tot felul de uh, lucruri benefice dumneavoastră asta nu înseamnă că gata pot să fac ceea ce n-am reușit în 2 ani. Este imposibil. Este la fel foarte important să implice în cât mai multe proiecte, în cât mai multe planuri, însă atenție la cantitate. Cât puteți duce? Pentru că o să ajungeți la concluzia că nu aveți timp nici măcar pentru masă, dapăi pentru somn sau orice alt lucru pentru relaxare. Și atunci pot apărea probleme atunci când vine vorba de stres, oboseală și um, efectiv epuizare. Oportunități la muncă, destul de multe, promovări, chiar uh, pot apărea mutări într-o locație nouă sau uh, foarte important, chiar se schimbați serviciu, locul de muncă. Uh, este foarte bine să cereți sfatul celor mai experimentați atunci când vine vorba de afaceri, să nu Faceți anumite mișcări riscante fără a nu afla și părerea altora, însă, foarte important, decizia vă aparține și bazați-vă foarte mult pe instinct. Instinctul este foarte important și vă poate ajuta foarte, foarte mult. Cei care sunt, cei care învață studenții sau elevii pot realiza lucruri uimitoare în, acesta, în această lună, atunci când vine vorba de învățat. Pot avea niște rezultate foarte bune, și chiar această încredere în sine, care este foarte importantă pentru ei, va crește și se va dezvolta în interiorul lor. Din punct de vedere al dragostei, cei singuri pot alege parteneri foarte ușor, și îi găsesc foarte ușor, dar vor fi destul de riguroși atunci când vine vorba de a lua o decizie și de a începe o relație. Deocamdată de scurtă durată, dar care se promite să fie una de lungă și frumoasă durată. Uh, vor căuta oameni care sunt stabili emoțional, stabil mental și care sunt atrăgători din toate punctele de vedere. Cineva care li s-ar fi părut chiar imposibil să comunice cu ei, s-ar putea să le facă o surpriză foarte plăcută. Cei care se află în cuplu descoperă cât de ușor pot uh, Se pot baza pe partener. Vor descoperi că cel mai bun prieten, de fapt, este soțul sau soția, și singura persoană care le va fi alături sunt aceștia, la bine și la rău, pe principiul acesta. Uh, nativii tigru. Mergem mai departe. Uh, pentru acești nativi, luna se promite a fi ceva mai bun decât cea anterioară. Din ce cauză? Sunt mai bine văzut de către oameni. Parteneriatele sunt bine aspectate și atunci pot apărea niște oportunități noi pentru acest nativ. Este momentul în care trebuie să fie cât mai sociabil, să îngroape această cură a războiului dacă există persoane care s-a certat. Deoarece prin intermediul oamenilor, ei își vor găsi rezolvarea problemelor, ceea ce este un lucru foarte important. A, trebuie a, pot să apară certuri, așa că este foarte bine să nu fie, sau tensiuni, să nu intre în, a, în suflet sufletul omului, pentru că acesta automat va pune stop și acest lucru va frustra foarte mult element nativul tigru ceea ce va duce la tensiuni, certuri, polemici și așa mai departe. Nu vă aventurați în uh, afaceri financiare sau investiții financiare mari, riscante, deoarece nu veți avea uh, prea mult noroc. Din punct de vedere al dragostei, acest lucru strălucește literalmente în sectorul dumneavoastră, având în vedere că Steagul numărul 4 vine luna aceasta și uh, este prezent în sectorul dumneavoastră. Este foarte important să știți că dragostea va apărea chiar din locuri neașteptate, uimitor. Oameni la care nu v-ați fi așteptați ar putea să vă facă o declarație de dragoste. Este foarte important să nu vă închideți în dumneavoastră, să fiți deschis la minte și la inimă și să acceptați eventual o nouă încercare. Cei căsătoriți, din cauza elementului acesta destul de puternic, și a stelei anuale, care nu este foarte bună, vor avea tendința de a fi infideli. Partenerul. Nativul Bivol, care nu are un an extraordinar, va avea parte de oportunități pe mai multe fronturi. Singurul obstacol este chiar el, nativul. Poate scăpa de foarte multe cu ajutorul capacităților lui de a comunica cu oamenii din jur cei apropiați, vă dau sfaturi, însă înce tot timpul încercați să îi îndepărtați, ceea ce nu este un lucru bun. Nesiguranța nu vă lasă să aveți încredere în oameni, iar acest lucru creează bariere și obstacole pe care dumneavoastră le faceți, nimeni altcineva. De asemenea, aliații cu ceva mai multă influență vor încerca să vă ajute totuși, nu se vor lăsa bătuți lăsați jos anumite uh, ziduri pe care vi le-ați creat, încercați să aveți din nou încredere în oameni, deoarece acestea cu numărul 4, este deasupra dumneavoastră și vă ajută foarte mult atunci când vine vorba de relațiile interumane. Studenții sunt foarte bine aspectați și trebuie să existe un echilibru între distracție și studiu vor avea tendința de a sta cu nopțile să învețe pentru examene sau chiar și pentru sine. Iar acest lucru, la fel, nu este un lucru foarte bun. Trebuie să există un echilibru între recreere și învățare. Atunci când vor găsi acest echilibru, vor avea parte de adevăratele lor uh, rezultate foarte bune. Trebuie, din punct de vedere al dragostei, merge foarte bine atât pentru cei singuri cât și pentru cei căsătoriți. Este foarte important însă să fie deschiși emoțional și să nu se retragă într-un turnuleț și de -a unde să nu mai iasă sau să nu lase pe nimeni să se apropie de ei. Vor avea tendința de a fi spinoși, am putea spune, dar cei care continuă și nu se lasă bătuți s-ar putea să persevereze. Ultima zonă din cea din urmă, șobolanul. Șobolanul are o evoluție, în față de februarie, ceva mai bună. Dar nu extraordinară, încă mai are de luptat. Prea multă energie de metal deasupra lui, deși îi dă energia apei, deoarece metalul creează apă, element de care are nevoie șobolanul, uh, Totuși, este prea multă și nu este un lucru foarte bun. Mare atenție la problemele care țin de sistemul respirator, obiectele ascuțite în general care vă pot crea probleme, uh, și foarte important să relațiile cu ceilalți, deoarece pot să fie un pic tăioase. Fie față de dumneavoastră, fie dumneavoastră față de ei. O să fiți ajutat de către un șef sau de către un superior. Vă va face foarte mult bine dar vă va determina să fiți mult prea siguri pe forțele proprii. Pe principiu, uite, m-a șeful. Sunt într-o poziție stabilă. Iar acest lucru nu este bine, deoarece veți părea arogant. O nouă uh, ofertă de muncă s-ar putea să apară pentru dumneavoastră este una foarte bună, analizați însă în mai întâi situația, nu banii sunt tot timpul răspunsul, deci deși șobolanul este mai materialist și mai strângător, încercați să vedeți și cu intuiția este bună pentru mine, dacă ea spune da, atunci mergeți cu mare încredere și faceți această schimbare. Nu, este o perioadă destul de bună. Studenții vor descoperi un mentor, dacă sunt foarte atenți și dacă au nevoie de ajutor în ceea ce învață din punct de vedere al dragostei, o relație devine mult mai profundă sau poate chiar să fie vorba de un mariaj în viitor. Nu dați... Este bine să dați fru sentimentelor și cuvintelor și să exprimați ceea ce simțiți cu adevărat. Fie că este vorba de încredere dragoste, fie că este vorba de neîncredere și anumite a, a unor situații. Nu este bine să mențineți în interior, deoarece pot apărea probleme în zona stomacului, în zona plexului solar. Acum să vorbim despre, pe ultimele secunde, despre acele zile foarte importante pentru cer în căsătorie, semnări de contracte și așa mai departe. Începem cu cerile în căsătorie, și o să vedem imediat imaginea pe care am ales-o ca de fiecare dată. Care sunt zilele foarte bune din această lună este vorba de uh, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 25, 26, 29, 31. Foarte multe o zile în care puteți să vă declarați iubirea adevărată uh, partenerului dumneavoastră. Când este bine să călătorim. Sau să planificăm o călătorie. Este vorba de data de 5, 10, 14, 15, 20, 22, 27, 29 și 30. Când este bine să anunțăm o nouă afacere sau să deschidem o nouă afacere? Data de 4, 5, 6, 10, 12, 24, 26 și 30. Când este bine să ne vedem? cu prietenii sau să organizăm o petrecere sau să ieșim, pentru că ne vom relaxa mult mai mult. Pe data de 10, 22, 24, 25 și 29. Vedeți? Mai multă muncă. Când este bine să începem lucrul la agricultură, la ceea ce plantăm sau să spargem pământul, cum se spune, pentru a săpa o fundație. Zilele de 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 29 și 30. Când este bine să ne mutăm dintr-o casă în alta, dintr-un spațiu în altul și să creăm, de fapt, energia pozitivă de care avem nevoie. Zilele de 5, 6, 8, 14, 15, 20, 26, 27 și 30. Când semnăm contracte, fie că este vorba de o promovare, fie că este vorba de un promut, fie că este vorba de prima casă, tot felul de sisteme din acestea. Zilele de 5, 6, 9, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26 și 30. Când concepem planificarea construirii unei case sau intrăm în casa respectivă și după ce a fost făcută la roșu, să începem să facem interioarele. Zilele de 4 și 12. Deci nu avem foarte multe zile. Când este bine să aplicăm remedii feng shui sau să chemăm un specialist feng shui uh, în casele noastre? Zilele de 4, 5, 9, 12, 14, 20, 21, 27, 29 și 30. Și când este bine să ne rugăm pentru prosperitate? Prosperitatea noastră, prosperitatea familiei, prosperitatea țării și a Universului. Zilele de 6, 8, 13, 14, 15, 18, 20, 26 și 27. Este foarte important să știți următorul lucru, aceste sunt date generale, Putem să calculăm pentru fiecare în parte, în funcție de elementul personal de zodia, anului în care s-a născut, și atunci descoperim și mai puține date care sunt bune pentru anumite activități. Acestea, în schimb, sunt la nivel, repet, general, pe care le puteți folosi ca atare. O, în primul rând, o mică scuză: data trecută nu a fost în directă emisiune, a fost o reloare pentru că eu am avut mici probleme de sănătate pe care le-am rezolvat și cu ajutorul dumneavoastră, deoarece am primit foarte multe mesaje de încurajare și chiar remedii ca să mă fac mai repede bine. Pe această cale, vă mulțumesc! Doamnelor, vă urez o primăvară minunată, plină de bucurie și de belșug, așa cum v-am mai spus deja pe rețelele de socializare și până data viitoare, un weekend liniștit, o săptămână ușoară și ca de fiecare dată să fiți mai buni decât v-am găsit astăzi. Până data viitoare, vă urez! O zi minunată, însorită și călduroasă. La revedere!